Păi da. Înregistrez o sesiune de ploaie cu descărcări electrice care se înregistrează în noaptea de 20 mai din anul 2013. O sesiune, după cum vedeți, foarte interesantă. Și haideți să urmărim ploaia cu atenție de aici, din centrul capitalei. Cum am spus, din centrul capitalei. Deja în zona parcului Tineretului, ploaia este torențială. La noi în cartier, ploaia încă nu are intensitate ridicată. Vântul și-a făcut apariția în zona parcului Carol. Continuăm. Secvența naturii. Vântul își face apariția în zona mea. Încă este de intensitate mică. Așa. Norul se pare că ia o traiectorie spre sud-est. Noi suntem acum exact în traiectoria opusă norului, adică noi suntem pe partea de nord-vest. În acest moment răznește. Așa, un prim trăznet, un alt trăznet. Ce mai putem urmări din această secvență, dacă va fulgera, se va vedea o gaură între nori. Deci norii nu sunt profunzi. Deci norul este găurit, cum ar veni. Adică norul este parțial. Păi s-a văzut adineori. Prin fulgerul de adineori. În zona Tineretului încă persistă ploaia de mare putere. Încă un trăznet spre direcția Piața Muncii. Este o ploaie normală de vară,
Nu ne așteptăm la fenomene dubioase, furtuni puternice și nu ne așteptăm la trăznete excesive. Deci este o ploaie normală de vară. Bineînțeles, această ploaie de vară conține și deține vânt. Din partea nord-vestică mai sosește un alt front noros. În acest moment, frontul noros care vine din partea nord-vestică traversează către direcția sud-estică. Deci va mai veni încă o ploaie cu descărcări electrice în mai puțin de 20 de minute. Vă zic de pe acum, sunt unele descărcări electrice de putere care pot deschide expunerea camerei la maxim sau poate arde imaginea. Deci imaginea poate fi foarte deschisă cu un contrast foarte ridicat. Să nu vă așteptați la calitate superioară noaptea. Haideți să urmărim încolo spre Piața Muncii, secvența de fulgere care se derulează către partea de Piața Muncii. Haideți să ne uităm și spre Gara de Nord, să vedem ce este și spre Gara de Nord. Ploaia a încetat, vântul a slăbit în intensitate. Acesta este momentul de respiro, deoarece v-am spus, norii sunt cu mici găuri, deci aceasta este o ploicică normală de vară. Nu vă așteptați la fenomene extreme. Furtuni, vânt și fulgere foarte puternice. Uitați, spre partea Tineretului, gata, s-a liniștit treaba. Însă vedem încolo unde este luminuța aceea foarte frumoasă, un norișor care este de joasă altitudine. La fel și în această parte, se văd norișori de joasă altitudine. Separat se mai vede și o stație spațială care este undeva în direcția aceea sudică a unui copac. Păcat că nu pot să o recepționez, să o capte și așa mai departe, dintr-o singură cauză, este cu o lumină foarte, foarte slăbită. Această stație spațială merge cu o viteză foarte, foarte lentă. Cei care nu cunosc așa ceva o pot identifica precum ar fi nave extraterestre și multe, multe altele. De fapt, este o navă spațială care își face apariția normală pe cer, cum își fac de fiecare dată în zonele liniștite unde nu apar sub nicio formă luminile de intensitate și așa mai departe, zonele de țară și nu numai. Am ajuns spre 9 minute și 46 de secunde, deci cam asta a fost distracția. Ne așteptăm și la următoarea care o vom avea în mai puțin de 15-20 de minute. Eu mi-am rămas bun și ne vedem și la următorul film. Numai bine!